cum a fost când am citit prima oară scenariul. M-a surprins, plăcut scenariul. Și am vorbit imediat cu regizorul despre lucrul ăsta, pentru că în punctul în care a ajuns cinematografia, zona horror, să zic, sau zona thriller, supranaturală din cinematografie, greu poți să vii cu ceva nou. Și mi-a plăcut că filmul ăsta îmbină mai multe direcții și te păcălește foarte mult. Prima dată când am citit scenariul, pur și simplu n-am putut să părăsesc acțiunea de a-l citi, pentru că... E scris în așa fel încât vrei să vezi ce urmează și ce se întâmplă cu personajele. M-a captivat, m-a fascinat și cred că mi-a plăcut. Crede. Cred. Nu sunt sigură. A fost, într-adevăr, un tur de forță, a fost un maraton pentru noi, datorită ritmului. Spun datorită pentru că a fost un lucru bun, faptul că s-a mișcat atât de repede, pentru că ne-a motivat și pe noi și ne-a făcut să fim prezenți și concentrați și focusați pe treabă, nu? Mhm. N-au existat timpii morți de... N-ai apucat să te plictisești, să obosești, să aștepți să faci ceva. Pentru că am făcut ceva tot timpul. Da, asta a fost un plus, faptul că tot timpul eram în priză și tot timpul aveam de lucru fiecare zi. Și a fost o încercare. Mai ales că personajele trec printr-o mulțime de... lucruri, de transformări, au un traseu emoțional destul de complex și, într-un fel, mi-a luat puțin timp să mă acomodez cu cantitatea, cu cât aveam de filmat în timpul scurt pe care l-am avut. Și cu tot ce ținea de racord emoțional, tot ce ținea de tot ce se întâmplă. Și faptul că am început cu... Faptul că nu filmez cronologic. Exact, lucrurile. am început cu cele mai grele secvențe de la final. Da. Asta a fost destul de interesant. Tricky. Da, e foarte util. Adică e o experiență foarte utilă să încerci să te menții tot timpul în priză. O colegă foarte, foarte, foarte faină, foarte candidă. Și foarte generoasă ca partener și un om foarte mișto. Dacă nu știu ce să se înțeleagă din relația noastră. Ionuț Grama. Ce pot eu să spun despre Ionuț Grama? Despre... Am o oră de vorbit despre el. Ai treabă. Foarte ok. În afară că e foarte ok. Un coleg foarte bun, un actor foarte talentat, foarte concentrat, are o putere de a se concentra la secundă, incredibilă. Un partener foarte generos și mai vreau să zic ceva, dar nu mai știu ce. Despre latura lui de coleg. Faptul că după 16 ore de filmare are un zâmbet și o vorbă bună pentru fiecare, cred că asta spune tot. Toată lumea a fost concentrată și adunată și toți am avut același scop. Asta ne-a ținut la oaltă. Eu vreau să spun de echipă că am simțit tot timpul că fiecare dă ce are el mai bun și că toți avem ca scop final un produs frumos, complex și am simțit, mai râde... Total. Și am simțit că fiecare își face treaba și dă ce are el mai bun, cum am zis.
am descoperit la filmări personajului meu latura destul de, să zic, puternică pe care nu o văzusem când am citit scenariul, atât de pregnant. Că, văzusem mult mai mult zona sensibilă și zona de familist și... dar pe făcutele, cum se spune, am descoperit că e, poate să ajungă destul de departe. Luca e cel mai puternic personaj, în opinia mea, pentru că tocmai pentru că posedă liniștea asta sufletească și asta e o forță. Să poți să fii liniștit și mulțumit cu ceea ce ai. Despre Otilia. Otilia e o femeie foarte, foarte hotărâtă, foarte ambițioasă, ia hotărârile pentru toată familia ei, inclusiv pentru soțul ei, deoarece este ideea ei să se mute și să-și schimbe viața, pentru că are niște ambiții foarte, foarte mari. Am încercat să-i dau și o latură sensibilă. Și ce îmi place cel mai mult la Otilia este că nu încearcă să fie altceva decât este. Asta îmi place. Că e o persoană care greșește. E un personaj care ar fi putut foarte ușor să cadă într-o zonă de clișeu, de femeie, nu știu... egoistă, ambițioasă. Da. Și, dar Oana a dus-o într-o... adică i-a dat exact zona de candoare și de sensibilitate de care avea nevoie ca să vezi totuși că există ceva frumos între oamenii în acest cuplu. Tu, spectatorule, vino la acest film. Român. Și de aiurea. Pentru că are de toate. N-ai cum să nu te regăsești. Cred că are de toate. E un film complex. Și e un film curajos. E un film care pleacă, se îndepărtează de, nu știu, direcția filmelor românești și sau direcțiile filmelor românești și încearcă altceva. Și abia aștept să-l văd, sunt foarte curios să văd. Și are și niște actori foarte buni. Niște actori foarte și o poveste care merită spusă și văzută. Bine. Oh. Vă mulțumesc, dragi. Da, n-am ieșit ca doi nebuni.